Au dat peste cap foarte multe din credințele noastre, da? Din încrederea noastră poate în sistemul medical și nu zadar acest lucru s-a întâmplat pentru că oamenii și-au dat seama că, de fapt, sănătatea și imunitatea este o responsabilitate a fiecăruia. Eu mă bucur foarte mult pentru acei care și-au luat în propriile mâini acest lucru. Pentru că niciun medic, nicio instituție medicală nu o să răspundă concret pentru fiecare dintre noi, da? Eu sunt foarte fericită să fiu conectată la niște produse extraordinare a companiei Amway și anume a mărcii Nutrilite, pentru că având trei copii și fiind singură din sistemul medical, m-am ciocnit clar că de aceleași probleme care le au toți părinții, da? Cum să ai copii sănătoși, cum să rămâi în formă, cum să faci față solicitărilor. Da? Și acum apar foarte multe întrebări și pe tema ce fac, mă vaccinez, cum să-mi întăresc sistemul imun ca să rezist oricăror viroze, da? Inclusiv și acelei care acum bântuie. Da? Eu o să vă arăt foarte simplu ce produse am folosit eu. Toată lumea cunoaște că ca să fii sănătos trebuie să respecti niște reguli generale, da? Să dormi suficient, cum ar fi măcar 7-8 ore, să ai un regim adecvat de muncă, odihnă, să folosești suficientă apă de calitate, da? Cel puțin 2 litri. Și vreau să vă spun că, din păcate, doar din alimentația noastră zilnică nu o să putem să avem o sănătate foarte. De aceea, cu mulți ani înainte, au apărut noțiunea de suplimente. Eu, fiind medic la bază, medic anestezist, reanimatolog, la început n-am dat mare importanță acestei noțiuni de vitamine, da, sau suplimente, dar când fetița mea mai mare, care acum are 20 de ani, avea cam un an, am găsit aceste produse, Nutrilite, și rămân fidelă lor deja mai mult de 15 ani. Și acum vor fi o serie de recomandări ce ține de imunitatea noastră, da, ce produse să folosim. Deci, nu să repet lucruri banale, cum ar fi, dacă fiecare trebuie să-și aleagă, poate, un consultant sau un specialist în acest domeniu și să se consulte, pentru că suntem individuali. Dar o să vă arăt care sunt produsele care n-ar trebui să lipsească dacă doriți să faceți față următoarei perioade de sezon rece care vine, fără multe probleme, da, sau fără excese, să spunem așa, da? Și nu doar cu produsele din farmacie, asta vreau să vă transmit. Nu ne vom isprăvi doar vaccinându-ne, dacă asta era întrebarea. Deci, asta vreau să ajungă, informația că nu este suficient doar să te vaccinezi. Chiar cei care au luat această decizie, să știți că oricum va fi nevoie să întăriți sistemul imunitar. Deci, eu vă arăt care produse nu lipsesc din casa mea pentru imunitatea copiilor. Sunt multivitamine de la Nutrilite. Este un complex care are, practic, o bază nutrițională pentru copii în formă masticabilă. Pastiluțele sunt foarte gustoase, sunt cu aromă de fructe și vitamina C masticabilă. Aceste două produse sunt baza sănătății unui copilaș. Eu am observat după copiii mei că folosind aceste produse, foarte ușor se reglează și tranzitul intestinal, copilul începe a mânca mai bine. Asta urmăresc părinții, da? Deci să ai efectul dorit. Deci copilul, eu prefer să le dau niște pastiluțe masticabile care conțin tot spectrul de vitamine, decât să le cumpăr poate fructe exotice care mă costă o pastiluță Nutrilite în jur de 5-6 lei moldovenești. Eu nu cumpăr copilului de așa bani tot spectrul de fructe necesare. Și de când a apărut un produs Omega-3, special creat pentru copii, el la fel nu lipsește din casa noastră. Sunt niște pasteluțe gumate, în formă de jeleuri, cu o aromă de fructe. La final, parcă îi simți așa gustul și de Omega-3, adică de pește.
trebuie, sunt nevoită, vă spun cinstit, să le ascund prin casă, pentru că fetele le cer în continuu, da? Au și vitamina D, este un produs minunat pentru copii. Deci asta ce ține copiii. Acum, pentru o imunitate foarte la un adult, ce am putea face? În primul rând, trebuie să fie o bază nutrițională, vă recomand sau Daily de la Nutrilight sau WX. Sunt două complexe de vitamine care cuprind pentru matur tot necesarul zilnic. Da? Deci sunt adevărate porții de verdețuri, legume, puteți citi pe fiecare produs ce conține în miligrame, ca bază. Dar să știți că pe lângă aceste complexe trebuie să avem vitamina C, neapărat o vitamina C de calitate, cum este la Nutrilight. Este o vitamină cu eliberare prelungită, lucrează 8 ore, dacă ați luat pasteluța dimineața, vă protejează toată ziua de virusuri, bacterii. Dacă ați simțit că totuși ceva, o viroză începe, puteți lua până la 5-6 pastile într-o priză, nu este nimic. Vitamina C, deci vitamina D, începând din luna octombrie, cum soarele devine mai puțin activ, și până practic în luna martie-aprilie, deci practic jumătate de an aveți nevoie să luați permanent un supliment cu vitamina D, așa, CD, și la mine acasă nu lipsește nici zincul. Sunt pliculețe, la fel foarte gustoase, cu gust de citrice. Zincul este un mineral esențial în formarea și a hormonilor și a imunității noastre. Iar recent, la Nutrilight a apărut un produs, putem să-i spunem și bombă, un produs revoluționar care vă ajută la nivel de intestin să reglați, începând de la tranzitul intestinal, și nu știu dacă știați, dar intestinul, având o lungime foarte mare, la un om adult ajunge la 6-8 metri, toată suprafața lui este o suprafață de absorpție. Și pe mucoasa intestinală avem miliarde de celule care secretă și celule și enzime, să spunem așa, care participă în imunitate, iar acele celule nu funcționează bine dacă nu ajung bacteriile bune, da? Sau saprofite. Aceste bacterii noi le distrugem când folosim antibiotice, când mâncăm incorrect, când avem constipații cronice, ceea ce se întâmplă și la copii. De aceea și vă spuneam că mi-au plăcut foarte mult suplimentele la copilași, pentru că am observat că se rezolvă această problemă. Iar la maturi a fost gândit un produs nou, se numește Balance Within, adică balanța din interior, care o să vă ajute să vă reglați tranzitul intestinal, să restabiliți microbiomul sau acele bacterii bune, să restabiliți în cantitățile necesare ca intestinul să funcționeze ca un mecanism perfect. Și imunitatea noastră, să știți că depinde foarte mult de acele celule la nivel intestinal. O doză de pliculeț de acest produs conține 6 miliarde de bacterii, două tipuri de tulpini lactobacterii, plus vitamina B6, vitamina B9, sunt extraordinare, da? Un gust minunat, ați rupt pliculețul, l-ați pus în gură sau sublingual, chiar nu e necesar să folosiți și apă după el, deci se asimilează foarte ușor. Și recomandăm tuturor care de mult n-au luat vitamine sau suplimente să folosească cel puțin 10 pliculețe, adică 10 zile la rând, câte o doză de acest produs, iar cei care au folosit antibiotice au nevoie de o cură cel puțin de o lună, ideal ar fi două. Da? Dacă vorbim despre imunitate, nu pot să nu pomenesc și produsul Echinacea, o plantă extraordinară. Dacă am ști cum corect să o folosim, dăm un imbold bun imunității în cazul când ea este slăbită sau când pur și simplu doriți să preveniți niște eventuale probleme. Da? Iarăși la Nutrilight avem forma pastilată, se recomandă celor care n-au folosit iarăși de mult suplimente sau vitamine, simt că imunitatea lor este slăbită, să folosiți cel puțin 2 săptămâni acest produs. Da? Deci câte o pastilă zilnic,
două săptămâni. Este un preț, putem spune simbolic, este 130 de lei, o așa o cură. Găsiți, nu știu, pentru fiecare din membrii familiei dumneavoastră care are mai mult de 12 ani, să facă posibilitatea de a face o așa cură de echinacea. Iar dacă există dorința de a fortifica imunitatea pe termen lung, chiar vă recomand să faceți în curie repetate, adică două săptămâni primiți echinacea, după care două săptămâni pauză. Iarăși primiți echinacea și așa un an de zile. Atunci vă garantez că o să treceți cu brio peste sezonul rece, fără incidente, da? Pentru că sunt studii clinice care arată că acest produs face față chiar și la persoane cu comorbidități, adică care au, nu știu, diabet zaharat, imunitate slăbită, care au patologii asociate, da? Deci oameni cu imunitatea slabă. Întrebați, consultați-vă și să știți că ca acum, probabil că nu au mai fost, poate timpurile sunt dificile, dar avem și soluții la îndemână, pentru că înainte oamenii erau nevoiți poate să culeagă aceste plante singuri, nu știu, folosind cunoștințele de la strămoși, da, strângeau niște ierburi unde știau ei și foloseau ceaiuri, foloseau infuzii, foloseau produse din natură. Acum avem o astfel de posibilitate să folosim produse concentrate, Nutrilite este calitate, este un producător care face la standarde GMP suplimente, ceea ce este mai rar întâlnit pentru că la așa standarde se fac medicamentele.